Băi și fete, oficial s-a întâmplat treaba asta. S-a schimbat chapter-ul. Avem chapter 3 oficial pe Fortnite. M-am săturat de harta veche și de chapter 2. În acest clip o să vă prezint noul chapter din Fortnite. Dar înainte de toate, nu uitați acolo să zdrobiți butonul de like, de subscribe dacă sunt noi, să vă activați clopoțelul ca să primiți notificări. Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram. Instagramul o să-l găsiți în descriere la acest clip și vreau să-mi ziceți în secțiunea de comentarii dacă vă place acest clip și dacă vreți să mai continuăm cu episoadele de Fortnite și cu seria de Fortnite. Ok? Haideți să trecem la treabă și să vă prezint noul chapter din Fortnite. Chapter 3 Season 1. Chiar acum. Bun, bă, băieții și fete, cam așa arată lobby-ul, asta ca să vă faceți și voi o idee, așa este background-ul, așa arată background-ul. Hai să analizăm și un pic Battle Pass-ul, pentru că vreau să vă arăt ce îmi place mie cel mai mult. Mie cel mai mult îmi place acest emote, acest skin, Spider-Man. Îmi place și skin-ul ăsta, varianta Spider-Man. Dar normal, nu pe negru. Și vreau să vă mai spun că îmi place acest emote și sunt fan, sincer, Master Track, atât vă spun. Deci îmi place cel mai mult Master Track-ul. Ăsta este un skin și ăsta îmi place. Și mai îmi place acest glider. O secundă să-l găsesc, ăsta este. Îmi place și acest glider, este prea mișto, îmi place cum arată. Așa că da, vreau să vă spun că eu am level 6 pentru că m-am mai jucat un pic, așa că hai să trecem la treabă, să-i dăm play și să începem să cercetăm noul sezon din Fortnite. Gata, guys, cam așa arată lobby-ul, este destul de fain, mie chiar îmi place, eu deja știu pentru că m-am mai jucat Fortnite, v-am zis și la începutul clipului, suntem aici în lobby. Îmi plac armele, vreau să vă spun că îmi plac armele, dar nu prea sunt bune așa ca armele vechi. Bine, încă nu prea m-am obișnuit eu așa de bine cu armele astea noi, ca să zic eu că sunt bune și așa, de-aia zic că sunt proaste și nu prea îmi plac cum trage, dar mă obișnuiesc eu cu ele pe parcurs și o să rup Fortnite-ul în două, ok? Deci cam așa arată cam așa arată lobby-ul unde suntem noi în așteptare cu toți playerii, e prea mișto. Și așa se prezintă harta, așa arată harta. Am câteva locații descoperite, pentru că v-am zis, m-am jucat Fortnite, deci am câteva locații unde am fost și le-am descoperit. Mie cel mai mult îmi place asta, pentru că am avut în chapter 1 harta asta, partea asta din hartă și mă bucur că a revenit. Și cel mai mult îmi place, guys, că a revenit din nou hype-ul ăla, vibe-ul ăla pe acest joc Fortnite, ok? Hai să vedem, guys, să nu mai stăm la taclale și să îi dăm drumul, să ne jucăm, să cercetăm noul sezon, să facem kill-uri, să facem primul nostru win, pentru că nu am făcut deloc primul meu win în acest sezon și chiar de-abia aștept să fac primul meu win. Probabil în acest clip va fi șansa de a face win, ok? Hai să vedem. Uitați aici. S-a adăugat auto shotgun, vreau să vă anunț, așa că da. Bun, am muncit pe aceea. La Oda nu știu unde, cred că e deasupra. La cum se aude, cred că e deasupra. Ia să luăm și arma asta. Ranger Assault Rifle. Ok, bro. Mamă, deja se bat playeri. Ești nebun. Deja s-a dat startul la bătăi. Bă, cred că sparg aici și pare. Iau chestul. Bam, 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 bam. Gata, mă. Hai zic. Bun, perfect. Deci s-a adăugat auto shotgun, guys. Îmi place. Vreau să vă mai spun că îmi place la sniper ce interfața are acum, adică parata altfel, are alt sunet. E belea cu noul sezon, atât pot să vă zic. Hai să vedem cine se bate pe aici. Să dăm și noi o mică bătaie așa de început de clip. Să-i spargem pe nebuni. Să-l spargem pe bărbat, da unde o fi. Vreau să vă spun că mie arma asta îmi place, pentru că zici că te crezi în Call of Duty Warzone. Deci vorbesc la modul cel mai serios, te crezi din Call of Duty Warzone, la ce
sune tare. Hai zic, hai să luăm și pistolul ăsta. Ce pistol, mă? Ăsta e pump shotgun. Ok. Bine, arată ca un pistol, dar faza este că este un pump shotgun. Dar mai că e altceva, s-a schimbat pump-ul shotgun. Adică nu mai arată cum era. Deci, da. Vreau să vă mai spun un mic lucru, guys. Că au revenit ATV-urile pe Fortnite. Deci e nebunie cu ATV-urile. Atâta ATV-urile. Nu știu dacă am zis corect. M-a bătut un pic româna, dar în fine. Deci au revenit ATV-urile și este super tare chestia asta. Adică e prea mare nebunie cu ATV. Bun, hai să părăsim și noi locația asta. Desert. Și să ne ducem pe treaba noastră. A mai revenit Shifty Shift-ul. Deci e super cool. Mulți care au prins Shifty Shift-ul sunt regi pe Fortnite. Bine, eu am jucat, am fost și eu în Shifty Shift când mă jucam, că eu m-am ocupat de Fortnite din Season 8 Chapter 1 și am prins harta total veche, cea veche pe care foarte mulți dintre voi sunt sigur că o știți. Deci, da. Am zis eu, guys, că sunetul de la arma asta, zici că joci Call of Duty Warzone? Pă bune, dar nu. Am înțeles, am 50 shield, e bine. Deci, cred că mai degrabă în acest episod o să joc cu arma asta. Pentru că dacă iau, dacă iau arma asta, uitați-vă și voi cum trage, gen. Nu prea mi se pare că ar trage ceva, dar în fine, hai că o luăm și pe asta să o testez pentru clip. Atât, că în rest eu joc cu arma aia. Care mă cred cu aia zici că sunt în Call of Duty Warzone. Oh, ia uite, clătită. Avem clătită sus acolo. Hai să mai luptăm și noi câteva materiale să avem aici, pentru că dacă vine unul să mă spameze, am și eu să fiu acolo pregătit. Bă, guys, știți ce nu înțeleg eu? Ce poți să faci cu corturile? Adică, pe bune, dă nu. Uite, ce poți să faci cu corturile, bro? Oh. Așa, așa. Ia. Din asta ce poți să faci? A, ți mai... Nu știu, îți mai dă un... auto shotgun, care da bana, mă, în fine. Chiar nu înțeleg ce poți să faci din cortul ăla, dar vă rog frumos să-mi explicați. Dacă voi știți, vă rog să-mi explicați. Pentru că eu nici acum n-am priceput ideea cu cortul, dar... Asta este a doua parte. Uite, un medkit aici am. Să-l iau? Îl iau. În loc de pump-ul, de pump shotgun în formă de pistol, am luat medkit-ul. Bă, what the fuck? Mai știu eu să joc Fortnite sau era bug acolo? Ah, bun. În fine. Uite locația lui Spider-Man din trailer, guys. Unde sărea Spider-Man pe acolo pe sus. N-am fost deocamdată acolo, dar cred că o să mă duc. Bro, pe unde sunt eu? Deci stai că nici nu mă văd de zăpadă să-mi bag picioarele, dă nu. Eu sunt pe undeva pe aici, gen. În fine, nici nu... Băi, sunt eu prost că nu prea mă văd că în cauza zăpezii. A, uite mă, gata. M-am văzut. Nu mă vedeam pe bune de nu. Ori eram eu chior. În fine, vă rog să mă scuzați. Aude ce ninge. Ce ninsoare perfectă, bro. Mamă, de-abia aștept să revină Tilde Towers.
Vorbesc cel mai sincer, la modul cel mai serios. De-abia aștept să revină Tilde Taurus. Adică e prea mișto. Tilde Taurus-ul cred că o să preapară când o să se ducă toată zăpada de pe hartă. Atunci ai și zice eu că revine. Bine, a zis foarte mulți licări. Ok, deci na. Ce avem noi aici? Un chest care mi-a dat auto shotgun. Și a, bine, în fine, am luat gloanțele de la el. Ca auto shotgun deja am. Ia uite mă Rikini, bă, nici acum mă nu s-a scos Rikini, mă, de pe Fortnite. Ce asta, mă, tată? Ce asta, băi, tătistrus, bă? Mamă, bro, vine zona. Vreau să mă distrez și un pic la locația lui domnul Spider-Man unde a sărit în trailer. Vreau să mă distrez, că după plec. Știu că vine zona, măcar sunt și aproape, deci asta aș aprecia cel mai mult. Hai că am timp să mă dau pe trilorie. E prea mișto. Mă, de-abia aștept să-mi iau Battle Pass-ul, guys. Să văd animația lui domnul Spider-Man. Ah, pe și de aici? Ah. Prea nebunie. Dacă cazi de aici, mori. Gata, guys. M-am distrat și eu, dându-mă pe tiroliană. Greasy Groove. LOL, aici e Greasy Groove? N-am descoperit-o, fix acum am aflat-o. Știți ce mă bucur, guys? Că nu s-au scos launchpad-urile. Că am văzut un launchpad aici, e asta, să mă duc eu. Mă, ce-i muzica asta, mă? Ia că fug eu, guys, de aici. Că și așa vine zona și trebuie să mă cară. Adică, na. Ia stați așa. Gata, guys. Deci, asta mă bucură cel mai mult, că nu s-a scos launchpad-urile. Bă, să mor tu că nu s-a schimbat Greasy Groove sau s-a schimbat. Ia ziceți voi acolo pe cea la primiră, guys. S-a schimbat Greasy Groove sau nu s-a schimbat? Adică, zic și eu, nici nu mai țin minte cum arăta interfața lui atunci. Dar cred că nu s-a schimbat. Cred că la fel a rămas. Adică, după casa aia care, bro, nu prea s-a. Bye, 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 bye. Uite un ATV, guys. Uitați ATV-urile, despre ce ziceam. Hai sus. A, da? Mamă, ce snipe am dat lui Mărlamoi. Level up. Bine, bro. Mamă, ce snipe am dat lui Mărlamoi. Fugi că vine zona. Trebuie să ne cărăm. Nu mai avem timp să inspectăm noi Greasy Groove, dar inspectăm în live. Ok. Hai că am 2 kill-uri și mai sunt 9 playeri. Bă, ar fi mișto să facem un nu pe acest clip. Doamne ajută, dar dacă zdrobiți acolo butonul ăla de like, chiar facem primul nostru win din acest sezon. Hai să vedem. Mără la moi. Așa, mergem ușor, ușor. Frumos, cât de cât. Trecem podul. Gata, am trecut și podul. Și mergem ușor, ușor. În
zonă. 7 playeri, au mai scăzut playerii. Bine așa. Rup topurile pe Fortnite. Ia, ia, stați guys, că am un nebun aici care e... Băi, 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 băi. Dacă nu stai cu minte, tot te bat. Deci una dând două, n-ai stat cu minte, te-am bătut. Ne dăm și noi bigul ăsta, știu că nu prea e bine ceea ce fac, că posibil să-mi iau oricând cap. Dar ai. Mi l-am dat rapid și am fugit. Am 3 killuri. Mamă, guys. E pace și liniște, pace și liniște deocamdată, că după... Oho, am văzut... Ia uite-l, mă, și pe ăla, bă! Mamă, ce sniper am crezut că-i dau, bă, bă, bă! M-a și văzut omul, mă! M-a și văzut! Ce sniper am crezut că-i dau la măr, la moi, mă! Mă, tata, mă! Ia, ce faci? Omul își face bază militară, ce își face acolo? Bă, ce-am crezut că dau și o snipe. Dar nu i-am dat, mă, nu i-am dat. Că a avut prea mare noroc. Că dacă nu avea noroc cu ăla, Maxim, cred că îi dădeam mare snipe. Bă, nu înțeleg ce vrea să fac omul ăla acolo. Se... Ia uite-l, mă. Ia uite-l. Ia uitați-l, guys. Ia uitați-l pe nebunul meu. Nu știu ce facea. Chiar nu știu ce... Ia uite-l, mă, ia uite-l, mă, ce era să mă nimerească el cu snipe-ul lui, cu tot. Haide, mă. A, da, ia stai, mă, că mă, stai așa, că trebuie să-mi fac și eu pe aici ceva. Stai așa că... Aaaa! Stai așa că am mai văzut pe cineva acolo. Deci... Deci nu știu, guys, cum o să fac eu față. Bam. Uite-l pe la acolo, mă. Mamă, 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 mamă. Ia uite-l, mă. Ia uite-l, mă. Mă, cu ce tragi, mă, cu ce... Ah! M-a bătut, mă, m-a bătut, mă. Ai, GG, guys, GG, GG, că să fă. Da, bă, guys, dați acolo pe butonul de like, eu am fost Teddy, sper că v-a plăcut acest clip. Eu am fost Teddy, toate cele bune. Salutare, vă mulțumesc că ați fost pe acest clip și că ați acordat... Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ciao, toate cele bune să aveți. Ne auzim la următorul clip și la următorul livestream. Bye bye, pa pa.